ziua, Luca, bună ziua! Ce mult mă bucur că ai putut să intri de acum. Chiar mă gândeam că prima oră să nu fiu singur pe aici. În primul rând vreau să știu dacă mă auzi, pentru că știu că uneori tu ai avut mici probleme cu sonorul. Mă auzi? Ok, mă bucur. Deci, lecția de azi se întinde pe parcursul a două ore, însă, evident, dacă tu cumva ai vreun antrenament la fotbal sau altceva, mă bucur dacă poți să stai și o oră. Și eu mi-am structurat-o pe două capitole. În prima oră vreau să vorbesc puțin despre concursul câștigat de Magnus Carlsen la Meltwater, arătând și o partidă de acolo, da? Meltwater Chess Tour final. Și în partea a doua vreau să recapitulăm și să învățăm alte poziții tipice de mat. Eu te-am scris poziții tipice de damat. În loc să scriu de mat, las că rectific eu pe urmă. Deci, hai să începem prima parte, având în vedere că este 4 fix. După cum vezi, deci în prima parte, în prima oră, sper să-ți placă această prima oră. Am să-ți povestesc despre Meltwater, acest Meltwater Chess Tour Finals, un concurs online care, așa cum se înțelege și din titlul lui, a fost practic un fel de finală a tuturor concursurilor desfășurate pe parcursul acestui an. A tuturor concursurilor online desfășurate pe parcursul acestui an. Și aici te puteai califica numai dacă aveai, ca să spun așa, rezultate notabile în concursurile online desfășurate. Deci, cei 10 jucători calificați în această finală de Meltwater, așa s-a chemat întreg acest circuit de turnee, Meltwater, habar n-am de ce l-au chemat așa, mai puțin interesant pentru noi, deci s-au calificat 10 jucători și Luca, să știi că un concurs mai ciudat ca ăsta în privința punctajului n-am văzut niciodată. Deci, în primul rând, cei 10 jucători au intrat în această finală ținând cont de rezultatele obținute de ei în concursurile anterioare. Ceea ce, dintr-o dată, de la început, ca să spun așa, a dat un avantaj imens de punctaj lui Magnus Carlsen, care a pornit acest concurs cu 16,5 puncte la bord, locul 2 care era. Deci, practic, acest turneu a început deja cu un clasament, care, normal, se putea modifica pe parcursul turneului finalei, pe parcursul finalei, dar mai greu, într-adevăr. Și pe locul 2 era Wesley So cu 12 puncte jumate, deci la 4 puncte în spatele lui Magnus Carlsen. Și pe locul 3 era, de exemplu, Aronian cu 8 puncte. Și pe urmă veneau ceilalți, 7, așa. Pentru a compensa acest decalaj, zic eu, consider, nu știu, s-a folosit de asemenea și un punctaj foarte, foarte ciudat la meciurile care se jucau între jucători. Deci, turneul a fost organizat pe următorul orar. Fiecare jucător trebuia să joace cu ceilalți 9 participanți câte un meci, da? Deci,
Absolut toți au jucat între ei pe parcursul acestui concurs un meci care începea cu 4 partide de șah rapid. 15 minute pentru toată partida și de la început, de la mutarea întâi, li se mai dădeau câte 10 secunde de mutare. Deci 15 minute plus 10 secunde de mutare de la început se aduna ceva. Deci o rundă dura de obicei o oră și chiar mai mult câteodată. Da? Dar cam o oră era media. Și dacă după aceste patru partide de șah rapid, cum s-ar spune, se menținea egalitatea, adică ar fi fost un 2-2, se trecea la două partide de blitz, adică 5 minute pentru toată partida plus câte 2 secunde de mutare sau o secundă, nici nu mai țin minte. Și dacă și după aceste două partide de blitz se menținea egalitatea, se trecea la Armageddon, partida decisivă, în care, fără niciun fel de increment pe mutare, îi se dădea albului 5 minute și negrului 4 minute. Și dacă negru făcea remiză sau câștiga Armagedonul, ar fi câștigat inclusiv meciul. Deci negru, dacă făcea și remiză în Armageddon, ar fi câștigat meciul. Punctajul din nou foarte, foarte diferit. Deci fiecare rundă, ca să spun așa, trebuia să aibă practic un câștigător. Dar puteai să câștigi meciul respectiv după primele 4 partide de șah rapid și tu să obții ca virgulă câștigător 3 puncte și învinsul doar 0 puncte. Iar dacă nu reușeai să te desprinzi de adversar pe parcursul partidelor rapide și treceai și câștigai meciul la blitz sau la Armageddon, ție ți s-ar fi dat un punct jumate și învinsului un punct. Deci, ca să spun așa, puteai să pierzi un meci, dar totuși, datorită faptului că ajungeai la blitz sau la Armageddon, ai fi obținut totuși un punct. Deci un sistem extrem, extrem de ciudat de, ca să spun așa, de punctare a meciurilor respective. Încă o dată, fiecare jucător a jucat cu ceilalți 9 câte un astfel de meci. Și Magnus Carlsen, până la urmă, a câștigat acest turneu, în primul rând, ca să spun așa, datorită avansului pe care îl avea încă de la începutul turneului. Încă o dată, față de Wesley So, care era clasat pe locul al doilea, avea la începutul turneului deja un avans de 4 puncte, imens. Mai ales că el este și campion mondial. Și discut în această oră, ca să spun așa, isprăvile, că altfel nu poți să le denumești, isprăvile campionului mondial în acest concurs, care, în rezumat, ele, pentru el concursul s-a desfășurat în acest fel. A avut 3 victorii, adică a câștigat 3 meciuri cu 3-0, asta înseamnă că a bătut adversarii pe care i-a întâlnit chiar pe parcursul șahului rapid, da? A avut 3 victorii în care a obținut un punct jumate, adică după șah rapid era egal scorul 2-2 și a bătut adversarul din fața lui ori în timpul pe parcursul celor 2 partide de blitz, ori chiar la Armageddon. Unul dintre meciuri l-a câștigat chiar și la Armageddon. Dar a avut și 3 înfrângeri. Și toate 3 înfrângerile, ca să spun așa, a pierdut meciurile respective cu 3-0. De genul, a luat bătaie după partidele de șah rapid. Adică a avut 2 înfrângeri la adversarii din față și după încă o remiză, a patra nici n-a mai jucat-o.
adică niște meciuri foarte scurte pentru el, în care putem spune că a făcut tot felul de experimente ciudate. În ideea, cred că pentru meciul pentru titlul mondial care se apropie. Deci, acest concurs s-a desfășurat între 25 septembrie și 4 octombrie. Și eu, într-o lecție anterioară, Luca a mai analizat o partidă de-a lui jucată în primul meci împotriva lui Ian Christoph Duda, o partidă superbă. Acel meci în prima rundă, deci l-a câștigat cu 3-0. Așa, și acum vreau să-ți arăt și să dezbatem împreună o partidă jucată în ultima rundă, deci în runda 9. Deci o partidă din meciul pe care l-a susținut împotriva lui Wesley So. Ca să-ți explic mai bine, deci Luca în runda 9, el deja era campionul acestui concurs. Câștigase de fapt concursul cu 3 runde înainte. Deci practic după runda 6 era clar că nu mai are cine să-l ajungă din urmă. Prestanța lui Wesley So la acest concurs, care începuse acest concurs de pe locul 2, a fost catastrofală. A luat bătaie de la cine vrei și cine nu vrei. Și el practic de pe locul 2 s-a dus în jos, debi pe locul 4. A pierdut 2 locuri, ca să spun așa. Și vreau să-ți arăt deci o partidă jucată de Magnus Carlsen și Wesley So în ultimul meci al lor. Practic asta este ultima partidă jucată de Magnus Carlsen la acest concurs, pentru că după ce a câștigat această partidă a fost clar că el era runda a treia din meciurile de șah rapid, deci meciurile de șah, partidele de șah rapid erau 4 la număr. Era runda a treia, deci a treia partidă de șah rapid, și în prima partidă de șah rapid Magnus câștigase deja, avea o victorie, iar în partida a doua o terminaseră remiză. În prima partidă Magnus Carlsen câștigase partida fiind cu albul și jucând la prima mutare exact ce joacă și în această partidă. Pot începe, Luca? Mi-a prins și o țigare. Bun, deci pot începe. Deci fii atent, Luca. Încă o dată, el, Magnus Carlsen, s-a folosit de faptul că avea deja, ca să spun așa, titlul de campion în buzunar și în ultimele 3 meciuri a făcut efectiv tot felul de experimente în deschidere. Cele 2 meciuri anterioare el deja le pierduse cu 3-0. Pierduse un meci la Aronian și pierduse un meci și la Radjabov cu 3-0, dar lui nu-i mai păsa practic. Și dacă te uiți la partidele respective, într-un fel îți dai seama că Magnus Carlsen face experimente și așa face și în acest meci și inclusiv în partida 1 și a 3, în care el începe cu această mutare B2, B3. Deci luptă pentru centru, în niciun caz acest pion nu luptă pentru centru. Practic singura idee din spatele acestei deschideri, care este o deschidere popularizată într-un fel de Bent Larsen, anii 1970, dar de atunci a fost mai rar încercat. Însă inclusiv în prima partidă din meciul lor, Magnus Carlsen începuse partida la fel, tot cu B2, B3, și câștigase partida respectivă după aproape 100 de mutări. Îți dai seama, Luca, ce meci a fost acolo. Și într-adevăr, și partida aia te apucă râsul, plânsul,
să o faci. Și în partida a treia începe din nou cu acest B2, B3. Pe ideea clară să-și aducă nebunul pe diagonala mare neagră, da? Și eventual să încerce să lupte pentru centru mai mult cu piesele decât cu pionii. Cam asta a fost strategia lui în prima partidă, în care Wesley So a jucat conform principiilor deschiderii, deci a luptat pentru centru, a încercat să ocupe centru cu pionii tot și până la urmă încet încet, datorită forței nemaipomenite a lui Magnus Carlsen, a intrat în a intrat într-o poziție inferioară și până la urmă a pierdut finalul. Și acum Wesley So, normal, acest tip de deschidere are, ca să spun așa, un singur mare avantaj pentru cel care o aplică. Că el o cunoaște bine, da? Și adversarul este de obicei luat prin surprindere și, ca să spun așa, se vede practic forța lui reală de joc, pentru că trebuie să găsească mutările cele mai bune la tabla de joc. Însă în această partidă Wesley So, cred că analizându-și prima partidă pe care o pierduse, dar la foc rapid cred că și-a analizat-o, că n-avea cum să-și o analizeze altfel, că tot meciul se desfășura într-o singură zi. Deci aici, spre deosebire de prima partidă pe care o pierduse, Wesley So zice, ia stai să-l copiu pe Magnus Carlsen în deschidere. Deci joacă și B6. Da? Și zice, ce faci tu, fac și eu. E4. Magnus dintr-o dată schimbă macazul. Deci nu mai joacă nebun B2. Zice, hai atunci să luptăm așa, cu E4. Nebun B7. Wesley So își dezvoltă nebunul, atacă pionul din E4, cal C3, mutare de dezvoltare și de apărare a pionului din E4, pion E6, nebun B2, deci dezvoltare și cal F6. O mutare provocatoare, practic. Deci este o mutare de deschidere, de dezvoltare, care îmi atacă mie de două ori acest pion apărat o singură dată de calul din C3. Și Magnus Carlsen, ca să spun așa, acceptă provocarea și îl împinge în față. Pentru că, într-adevăr, când ai o piesă atacată, așa cum am învățat și la clasă, ai posibilitățile de care am vorbit, da? 5 posibilități. Asta este un fel de fugă plus contraatac, da? E4, E5. Cal D5, cal ia pe D5, nebun ia pe D5, damă G4. Nu degeaba zic eu, Sofie, că într-un fel ceea ce se joacă aici, Sofia, scuză-mă, Luca, sunt obișnuit cu Sofie că ea participă mai mult la lecțiile mele. Deci nu degeaba, Luca, spun că partidele jucate de Magnus Carlsen în ultimele 3 meciuri, ba chiar pot să spun și 4, că și în runda 6 ce a jucat împotriva lui Ghirianiș a dat o damă pe 3 figurișoare, dar asta e altă discuție. Deci și a câștigat. Deci Magnus Carlsen este pus pe experimente, fiind sigur că el este campion și neavând cum să mai piardă titlul, da? Damă G4. Mutare agresivă de damă, da? Care totuși încalcă un sfat. Care este ăla? Să nu scoți dama înaintea pieselor ușoare la dezvoltare, decât dacă îi găsești un câmp de pe care ea nu poate fi atacată de piesa adversă. Și damă G4 privind mutarea aceasta privită din acest punct de vedere, într-un fel este o mutare destul de enervantă pentru negru, Luca,
Pentru că, cel puțin pe moment, nebunul nu-și mai poate dezvolta nebunul, negru nu-și mai poate dezvolta nebunul din căopți și să facă pe urmă rocadă mică, pentru că albul iar poate la G7 pionul, da? Și atunci Wesley So zice, pleacă-vă de aici. Și joacă H7, H5. Și partida de la primele mutări, deci câte mutări s-au făcut până aici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 mutări, da? După 6 mutări ajungem deja într-o poziție care eu cred că nu s-a mai întâlnit niciodată într-o partidă de mari maestri. Partidă de mari maestri de super clasă. Dacă ne uităm la elo lor, Magnus Carlsen la șah rapid are 2842 și Wesley So are 2766. H7, H5, Magnus Carlsen, asta e, dama pe 4 și aici G7, G5. Deci o astfel poziție este o adevărată noutate pentru șah, ca să spun, datorită faptului că nu a mai fost întâlnită niciodată. Dama E3, A7, A5. Al doilea, adică nu, acum asistăm la primul sfat încălcat de către negru. Deci până acum albul a încălcat un sfat, să nu scoată prea repede dama la joc, dacă ea poate fi atacată de piesele adverse. Dar apropo, Luca, aici ca o subliniere de-a mea, dama asta albă a fost într-adevăr atacată, dar de către pioni adverși, nu de către piese. Și întotdeauna când muți un pion în față, este foarte adevărat că obții mai mult spațiu. Dar în același timp, partea, ca să spun așa, negativă a împingerii pionilor în față este aceea că pionii împinși în față lasă în urmă slăbiciuni. Ce înseamnă slăbiciuni? Câmpuri care eventual nu mai pot fi controlate de pionii respectivi. Ți-aduce aminte de lecția aia care am făcut-o eu cu voi la clasă despre găuri sau despre avampost, da? Deci, de exemplu, acest câmp de la F6, Luca, care eu ți-l fac cu albul, este un avampost pentru piesele albe și o gaură pentru piesele negre, da? Pentru jucătorul aflat cu piesele negre. Deci, albul își poate instala eventual, dacă să zicem, îți dau un exemplu, dacă să zicem își aduce acest cal de la G1, să zicem pe ruta E2, G3, E4 și F6, poate să și el instaleze pe câmpul F6, da? Și de acolo el nu poate fi alungat de niciun pion negru, da? Este acest câmp F6 un avampost pentru piesele albe și o gaură pentru piesele negre. Revenind înapoi la partidă, Wesley So, ultima mutare a negrului, din nou un sfat, adică nu, primul sfat încălcat de către negru, care ce sfat încalc? Ăla în care de obicei nu este bine să faci multe mutări de pioni în deschidere, 3, 4 maxim, și cam toate acele mutări de pion să fie mutări de pion centrali, da? Aici Wesley So a mutat pion lateral, pion lateral, pion lateral, pion lateral. Dar 7-5, Luca are totuși o idee. Care este aia? Să joace A5-A4 și mai târziu, funcție de cum evoluează poziția, ori să bată, dacă, de exemplu, albul ar face rocadă mare, ar bate, nu? Și ar obține pentru turnul din A8 o coloană deschis. Ori să împingă, da? Bun. A3. Observ, Luca, cum Magnus Carlsen tratează cu, ca să spun așa, cu
respect mutarea anterioară a adversarului pentru că îi vede ideea. Deci, Luca, încă o dată, normal zici, păi de ce, Doamne, iartă-mă, nu joacă aici, să zicem, dau și eu un exemplu, Nebun de 3. Nu? Și pe urmă să scot calul la E2, nu vreau să scot la F3, că s-ar putea să-mi dea cu pionul în el, da? Să-mi scot calul la E2 și pe urmă să fac rocadă. Păi s-ar putea ca la acest Nebun de 3, negru să joace A5, A4. Nu? Și tu să nu poți juca B3, B4. Pentru că ți-ar bate nebunul din F8 pionul, da? Dar dacă nu poți să bați, înseamnă că îi lași negrului posibilitatea să bată, să-și deschidă turnul din A8. Deci, ce vreau eu, Luca, să-ți explic? Sper că nu te plictisesc. Vreau să înțelegi, într-un fel, modul de gândire a acestor doi jucători de top. Și eu tot timpul când analizez o astfel de poziție, pur și simplu încerc să le deslușesc modul de gândire al lor. Deci A2, A3, o mutare bună care pur și simplu anulează această amenințare A5-A4, pentru că la A5-A4 joc simplu B3-B4. Da? Și nu voi mai avea niciun fel de probleme pe flancul damei. De aceea, în partidă, Wesley So își continuă regruparea pieselor, că dezvoltare nu putem spune. Nebunul de la D5 este foarte pasibil să fie pe un câmp unde poate fi atacat. Deci, Luca, nebun D5 este un nebun avampost? Nu. Oricând eu cu albul pot să-l izgonesc. Că are o ancoră în spate, acest câmp de la D5 în niciun caz nu este un câmp stabil pentru nebunul său. De aceea Wesley So preventiv îl retrage. Nebun B7, cal F3, atac de două ori a acestui pion, G5, G4. Cal D4 și într-un fel pot spune și n-ai cum să contrazici un jucător care poate să declare aici că la o adică negru a obținut o poziție într-adevăr cu niște câmpuri puțin slăbite datorită acestei înaintări de doi pioni pe flancul regelui. Deci încă o dată câmpul pe 6 a rămas o gaură. Da? Dar în același timp albul, ca să spun așa, are greutăți în dezvoltarea acestui nebun de la F1. Orice dezvoltare a lui la C4 sau la B5 ar duce automat la pierderea unui pion. Nu? Și pionul de la G2, cel puțin în acest moment al luptei, nu prea vrei să-l pierzi cu albul. S-ar putea ca odată să dorești și tu să faci o rocadă mică, nu? Bun. Cal C6, dezvoltare, cal B5. Un câmp excelent, cel puțin pe moment, pentru calul alb. Nebun H6, din nou atac de damă, da? Damă C3. Nebun G7. Câte bătăi are negru pe acest pion? 2. Câte apărări am? Am și eu tot 2 prin rază X. Dar totuși trebuie să-l mai apăr o dată. De ce? Pentru că negru chiar amenință să-mi ia acel pion, eu având în față dama, nu nebunul. Deci pe diagonala aceasta 1H8, eu am baterie damă nebun cu dama în față. Dar faptul că este cu dama în față și nu cu nebunul, negru chiar îmi amenință pion aici. Deci, Luca, încă o dată, da? Nebune 2, negru zice, mamă, ce dulce ești. Nebunea pe E5, că nu-ți permis să dai dama, da? De aceea Magnus aici ia măsuri și joacă D2, D4. D6 bate odată. D6 din nou, din punct de vedere strategic, încă o dată este o mutare bună, da, pentru că încearcă
și reușește, pentru că ești cam forțat în acest moment cu albul să bați la D6. Deci Wesley So încearcă și reușește să mărească forța acestui nebun din G7. Deci E5 ia pe D6, C7 ia pe D6, H2, H3. O mutare care încearcă la o adică să schimbe aceste două turnuri și să profite într-un fel de slăbiciunea câmpurilor negre de pe flancul regelui. Suntem la mutarea 17 și aici Wesley So în această poziție care este total atipică, adică este mai greu de găsit într-o poziție de șah normal, ca să spun așa, face o greșeală și joacă F7, F5. Este o greșeală, Luca, în urma căreia pur și simplu negru pierde partida. Dar vreau ca să înțelegi un lucru și vom vedea în continuare cum se desfășoară partida asta. În fond aici să știi, Luca, că acest H2, H3 conține o amenințare urâtă. Vrea să bată odată la G4 și după ce negru ar bate, să-i facă schimb de turnuri și după ce negru ar bate, să-și mute dama la G3. Ce vreau eu să... Ia, uite, să facem un random move. Turn C8. Da? Care este la fel de greșită ca și mutarea din partidă. Pentru că, de fapt, asta este ideea. Deci, bat, bate, bat, bate și în acest moment albu joacă damă G3. Da? Este un atac dublu? Da. Dama asta apără atât pionul din atacă atât pionul din G4, dar atacă și pionul din D6 împreună cu acest cal din B5. Deci pur și simplu aici negru pierde un pion. Înțelegi logica acestei amenințări, Luca, da? Și de aceea, într-un fel, putem înțelege strategic mutarea aceasta pe care o face Wesley So în partidă. Deci, F7, F5. Gândindu-se că în varianta arătată adineaur, după HG4, HG4, turn H8, nebun H8, damă G3, acel damă G3 nu mai este decât un simplu atac al pionului din D6 și eu cu negru aș avea timp să îl apăr. Dar este o mare greșeală. În același timp, ca să-ți dai seama totuși cât de complexă este poziția și cum trebuie tratată cu foarte mare atenție de către negru, de fapt aici calculatorul dă ca singura mutare care obține cât de cât menține echilibru pentru negru ar fi rege 7. Deci dă această mutare cu semnul exclamării. Și într-un fel, dar noi trebuie să înțelegem, Luca, că această partidă este poziția rezultată după 16 mutări este total diferită și de obicei vreau să înțelegi că la mutări, la poziții total diferite este bine să cauți mutări diferite, nu? Adică puțin aiuristice, ca să spun așa, la prima vedere. Deci încă o dată Wesley So joacă F5 netămându-se de următoarea continuare: HG4, HG4, evident că bate cu H. Mă poți întreba, păi de ce nu a bătut cu F-ul? Păi da,
dar în acest moment asta ar însemna că eu am turn, ca să spun așa, pe coloană semideschisă, iar turnul tău stă în continuare pe coloană închisă. De aceea, una la mână. Și a doua, de cele mai multe ori, majoritatea cazurilor, la schimburi de pioni și când tu ai posibilitatea să bați cu doi pioni, de obicei bați cu pionul care îți aduce pionul cât mai spre centru. Deci este foarte logic aici că negru trebuie să bată cu H. Dar după schimb de turnuri, urmează tot damă G3. Tot îți atacă acest pion de la D6 de două ori. Și poți spune, pe bine, bine, dar eu îl apăr acum. De acord cu tine. Dar eu mi-am făcut rost de un tempo foarte important. Practic aici putem considera acest damă G3 ca fiind o mutare de tempo. Adică o mutare care conține o amenințare pe care adversarul nu poate să o treacă cu vederea. Adică trebuie să răspundă la amenințarea respectivă. Care e amenințarea albului aici? Calea pe D6, șah nebun, nu Luca. Deci dacă faci, să zicem, o mutare de genul hai să joc nebun pe 6, fac o mutare foarte proastă, calea pe D6, zip, da? Deci trebuie să iei măsuri tu cu negru. Și Wesley So joacă partidă pion E5 pentru a închide această diagonală, da? Dar încă o dată, această mutare damă C3 G3 a fost o mutare de tempo care i-a dat timp albului să ocupe cu dama coloana H, damă H2. Și dintr-o dată, dacă pui, de exemplu, această poziție pe calculator, calculatorul spune că regele negru este în copac. De ce? Pentru că el nu va mai putea face rocadă. Da? Deci albul are tot timpul la dispoziție posibilitatea de a face rocadă mare. Negru, după acest eventual damă H5, la revedere damă. Asta a însemnat tempo, da? Și dându-se seama că nu va fi lăsat de către adversar să facă rocadă, de exemplu, dacă joci aici, să zicem, nebun G7, urmează șah, și după rege F8 începe deschiderea poziției regelui negru. Da? Să zicem D5, nebun C4, ia uite-te și tu, Luca, zup, zup. Ce vreau să spun? Negru cade aici sub atac mortal, aș putea spune. Calce 7, atac de tur, deci poziția asta nu se mai joacă. Urmașii de rocadă mare, este o poziție care e cu avantaj decisiv pentru alb. Dar Wesley So este la rândul lui și el un mare maestru de top. Asta înseamnă că orice mare maestru de top care se respectă este un jucător destul de inventiv. Și dându-și seama ce urmează, că nu degeaba vă zic eu, Luca, tot timpul la lecție, măi, când faci mutarea ta, uită-te și la ce vrea să mute adversarul. Deci Wesley So își dă seama că următoarea mutare a albului va fi damă H5, bye bye rocadă, și atunci mută din rege și zice stai că plec cu el direct să fac un fel de rocadă mare manual, rege de 7. Deci după nu s-a jucat așa, deci n-a jucat nebun G7, a jucat rege de 7. Ca să-ți aperi la o adică nebunul din H8, da? Deci dacă mus nebunul primești șah, rămâi fără rocadă, îmi dau seama că am rămas fără rocadă, fug și mi-apăr și nebunul din H8 cu dama acum, da? Șahul ăsta la alt. Din nou, atac dublu, da? Atac regele negru și simultan pionul din F5.
Ce poți să joci, Luca? Hai să spun și o întrebare, să nu cumva să adormi în fața calculatorului. Ce poate juca negru aici pentru a nu pierde pionul F5? Deci să scap și de șah și să nu dau nici pionul din F5. Rege E6, o idee. Dar rege E6, să știi că într-un fel îmi place. Deci este o mutare care tu într-adevăr o consideri, ca să spun așa. Dar trebuie să te uiți și la un posibil răspuns destul de nașpa al adversarului. De exemplu, albul poate să joace aici calce 7, șac și tură. Calul fiind apărat de damă. Sau poți să joc și, și pion de 5. Asta mi se pare, cred că, și mai tare. Ci, pentru a nu pierde calul, trebuie să bați, dar pe urmă mă dezvolt cu tempo. Vai, ce rege în ploaia aia aici. Nici nu știu cum să te bat aici. Nu? Din nou, calea, nu calea pe D6. Pot să fac rocadă mare aici. Regele ăsta nu are cum să sub cale 7. Foarte bine, Luca. Exact. Mă bucur că ai văzut mutarea asta. Deci în partidă Wesley So joacă acest cale 7 și transmite Magnus Carlsen: băi, eu nu-ți dau nimic. Pentru că la acest nivel, într-adevăr, Luca, după ce că ai o poziție dezastroasă a pieselor proprii, să-i mai dai și un pion lui Magnus Carlsen înseamnă condamnare la masacru. Da, da. Ce facem cu un rege aflat în centrul tablei, Luca? Deschidem centrul, nu? Mutare simplu. D4 ia pe E5. Nu? Pentru a deschide această coloană pentru simpaticul meu din turn din A1. Că în momentul când... Deci aici Wesley So a jucat dama G8. Mutare foarte de înțeles, da? Fugi cu dama de pe aceeași coloană cu regele propriu. Deci încă o dată, Luca, ca să înțelegi. Nebun E5 sau D5, dar hai să zicem că bați cu nebunul. Bat. Cu șah, mâncate arpurecii și ai pierdut dama. Da, Luca? Nu poți să bagi niciun nebun în față, că ți-l iau degeaba, mersi, calul ăsta este complet legat. Deci un rege în centrul tablei este complet condamnat, da? Ceea ce, din păcate, pentru Wesley So, asta se întâmplă în această partidă. Și atunci, disperat, săracul Wesley So propune dama la schimb. Schimbăm dama? Nu. Cum? Ai rege în centrul tablei și tu vrei să schimbi? Nu, Luca, nu schimbăm dama. Cum să schimb dama? Pe aici negru n-ar putea de fericire dacă ai schimbat dama. Gândește-te și tu. De să joci aici dama G8, turn G8, atacul albului dispare, partida se îndreaptă spre final, da? Ce se întâmplă în final? Regele trebuie să stea cât mai aproape de luptă, da? Că a dispărut dabelele. Deci aici regele negru chiar ar fi mai viteaz și mai luptător decât cel alb. Nu schimb damele, Luca, da? Deci, foarte bine, Magnus Carlsen joacă damă H6, un mic pas în spate. Ia uite-l. Zup. Damă G6. Din nou, hai, te rog să schimbăm damele. Magnus Carlsen îi zice, nu, damă de 2, ți-l și leg. Și adevărul este, Luca, că în acest moment al partidei negru cedează. Deci el, din punct de vedere material, are un pion în minus, dar ce mai grav, din punct de vedere al siguranței regilor. Regele lui este sub atacul
puternic al pieselor albe fiind prins în centrul tablei. Deci, hai să-ți dau, de exemplu, să zicem că joci D6, D5. Deci nu s-a mai jucat. După dama de 2, negru cedează. Da? Dar hai să zicem că joci D6, D5. De ce ești aproape forțat la această mutare? Pentru că pionul tău din D6 este atacat de 3 ori. De calul din B5, pionul din E5, dama din D2, nu poți, n-ai decât două apărări, da? Dacă încerci să-l mai aperi o dată, să zicem, cu cal C8, albul poate considera acest pion piesă mască, șah și bye-bye nebun din H8. Ce vreau să spun, că trebuie neapărat să una dintre continuări, nu cred că e cea mai tare, dar mă rog, vreau să înțelegi. Deci, să zicem că negru ar juca mutarea logică D5, păi după rocadă mare și nebun C6, să zicem A4, poziția asta este complet în dezavantajul negrului. Pot să joc fără nicio, ca să spun așa, nicio frică C2, C4, să bat, să-mi fac doi pioni nemaipomeniți. Bun. Asta a fost ultima partidă jucată de Magnus Carlsen la acest turneu, care i-a consfințit practic victoria, ce era însă normal de așteptat. Deci pe lângă că ești campion mondial, mai începe acest concurs și cu un avans de 4 puncte față de jucătorul aflat pe locul 2, adică față de Wesley So. Bun. Luca, ești aici pe 45. Ce vrei, să-ți mai arăt o partidă sau să începem cu niște poziții? Uite, în partea a doua eu am niște poziții tipice de mat. Eu nu vreau să fac cu tine. Apropo, te întreb așa, poți să mai stai și în ora a doua? Ca să știu ce facem în următorul sfert de oră pentru tine special. Deci mai posta, da? Că văd un da aici, nu știu când l-ai pus, când l-ai postat. Deci încă o dată, Luca, poți sta până la 6 sau stai până la 5? Corect. Deci mai avem la dispoziție doar un sfert de oră, da? Hai atunci să facem, să nu pierdem timpul de pomană, da? Hai să ne mai uităm un pic la slăbiciunea ultimei linii, da? Și să vezi cum există poziții și poziții în care avansarea unui pion pe linia 6 dacă e alb sau pe linia 3 dacă e negru poate provoca slăbiciuni ultimei linii pentru adversar. Deci, un final de partidă, încep cu această diagramă relativ simplă ca să înțelegi ce dezbatem în acest sfert de oră rămas la dispoziție. Se trimite greu mesajul, sper că vocea se trimite mai ușor. Bun. Deci albul este la mutare aici, în acest final care din punct de vedere material este egal, deci am înțeles, ajunge cu întârziere. Asta este. Multă lume folosește netul acum. Deci eu chiar mă mir că mai puteți juca fotbal. Dar este în aer liber, mă rog. Deci hai să revenim la poziția aceasta. Albul este la mutare, fiecare jucător are la dispoziție două turnuri și 5 pioni,
La prima vedere spui, ce, Doamne iartă-mă, de slăbiciunea ultimei linii la negru vezi, pentru că negru are un lupt făcut, da? Deci are o fereastră de aer pentru regele propriu. Dar albul fiind la mutare, da? Îi ia pur și simplu dreptul, îi suprimă dreptul regelui negru să poată muta la gheșap. Deci încă o dată, la o adică să știi Sofie, ăsta Sofie, Luca, bă, ce n-ai bani cu Sofie? Să știi Luca că dacă fac o mutare de așteptare, este foarte probabil, dacă nu chiar așa, ca negru să joace rege G7 și să-și acopere orice fel de slăbiciune a ultimei linii. De aceea, în această poziție, negru, albul fiind la mutare, joacă foarte, foarte inteligent H5, H6. Și așa cum se vede, cum ne arată nouă acea săgeată roșie, pur și simplu aici, albul amenință turnia pe D4. Pentru că după acest H5, H6, ultima linie neagră a devenit foarte, foarte slabă, da? Deci să zicem că ai juca de 4, de 3. Ți-l bat. Mersi. Că ești mat pe ultima linie, da? Și atunci în partidă negru joacă rege F8. Pentru a scăpa la o adică de această amenințare, mai poți să bați acum aici? Nu. Că n-ai mai avea mat pe ultima linie. Aș putea să ies cu regele la E7, da? Dar după rege F8, foarte inteligent aici, albul joacă turn C2. Luca, cu ce scop este jucat acest turn C2? Chit că ajung mesajele scrise de tine greu, mă simt aproape obligat să pun această întrebare. Cu ce amenințare joc eu turn C2? Ți-aduce aminte când am vorbit despre visul fiecarei piese pe care o ai în armata proprie? Care e visul turnului? Visul porcușorului, turnului. Să ajungă pe linia 7 dacă e turn alb sau pe linia 2 dacă e turn negru. Practic, visul albului aici este să joace acest turn C2, C7. Pentru că de obicei, dacă prezența unui turn alb pe linia 7 provoacă mari neplăcere adversarului, închipuiește ce se întâmplă când sunt două turnuri pe linia 7. Dezastru. Într-adevăr, tu astfel, la o astfel de mutare trebuie să calculezi ce se întâmplă dacă negru încearcă să-și promoveze pionul liber. Pentru că acest pion are doar 3 pași până la transformare, da? Și trebuie să calculezi destul de exact variante de genul acesta. În partidă, corect, să fie pe linie deschisă, iar datorită liniei deschise să intre pe linia 7 la adversarul negru, da? Corect. Dar aici, de exemplu, trebuie să calculezi ce se întâmplă după D3. Pentru că acest pion poate deveni extrem, extrem de periculos la o adică. Dar D3 aici nu poate fi jucat de către negru, pentru că ar urma turnul de la C2 la C7 și degeaba îl împingi tu pe ăsta cu D2, pentru că urmează șah. Ops. Nu ai decât aici. Aici nu poți să joci că ți-ar da mat într-o mutare, da? Mate. Deci vezi ce înseamnă două turnuri albe pe linia 7. N-ai avea decât aici, dar din nou îți dau șah, da? Dacă vii aici, ți-l iau pe ăsta, cu amenințare de mat. Deci degeaba scos tu damă, nu? Că îți dau mat într-o mutare. Mate. Da? Dar pentru a apara matul trebuie să vin apoi. Da, acum îți dau mat în două mutări. Șa și șa. Mate. Da? Deci, de aceea înțelegem de ce în partidă, practic, săracul negru
aici este forțat să caute contrajoc la o adică și a jucat acest turn B1 la F1. Pe ce idee, Luca? Ca dacă tu, albule, joci turn C2, C7, să-ți bat eu cu negru la F2 și să-mi apăr pionul din F7. Și turnurile tale sunt într-adevăr impozante și impresionante, dar totuși foarte impozant și impresionant este de asemenea pionul meu liber de la D4. Ce joacă albul ăla aici? E6. Pur și simplu deschide complet, dar complet, linia A. Bună ziua, Mihai! Mă bucur că ai intrat. Numai bine, ești pentru a doua oră. Luca stă până la 5, el a intrat de la 4, urmând ca după 5 să meargă la fotbal. O să facem în continuare o lecție cu tine și cu Sofi, că precis intră și Sofi, da? Deci, încă o dată, mă bucur că ai intrat și vorbesc cu Luca aici, îi prezint poziții de slăbiciune a ultimei linii. Deci, acest E5, E6, încă o dată, este o mutare bombă, da? Datorită faptului că turnul meu de pe coloana C stă în continuare la C2, interzice pe moment turnului negru să fie agresiv și să captureze pionul din F2, da? Și în plus acest E5, E6 ameninți sec turnea pe F7 șah, da? Am două bătăi pe acel pion. A bătut, dar acum, și normal trebuie să bați, altceva nu ai. Acum însă foarte bine și frumos albu îi joacă turnea pe H7. Da? Uite, conform calculatorului nu e cea mai bună mutare, dar poziția este așa de câștigată pentru mine cu albu cât îmi pot permite la o adică să fac și mici inexactități. Varianta cea mai rapidă de câștig pentru alb ar fi fost în continuare dublaj. Și după, să zicem, turnea pe F2, turnea pe H7. Cu amenințare tur H8 mat. Și tu trebuie să joci, să zicem, rege E8 ca să-ți bași turnul în față, dar după șah și H7 scodau. Da? Să ne uităm însă la partidă, pentru că încă o dată, poziția este așa de câștigată de către alb, datorită slăbiciunii ultimei linii negre, că și această mutare simplă, turnea pe H7, duce la câștig. După rege E8, în continuare pentru a încerca să fugi la turn H8 să joci rege D7, da? Dacă joci aici rege G8, e foarte simplu, turn din C2 la C7 urmat de turn C7 G7 apărat de pion și mat la H8, da? De aceea înțelegem de ce acel rege fuge la E8. Deci rege E8, dar bună ziua, Sofi, mă bucur că ai intrat. După mutarea simplă turn H8, rege E7, bat, bat și H7. Sofi, bine ai intrat și tu. Sper că m-auzi. Deci, control de sonor. Mihai și Sofi, m-auziți? Dacă m-auziți, ziceți, scrieți da, da. Ok. Sofi a zis da. Și după H, bun, mă bucur, după H7, H6, H7, pionul se transformă și negru cedează. Deci Sofi și Mihai, încă o dată, Luca
ne va părăsi în curând. Eu deja am început cu el să vorbesc despre slăbiciunea ultimei linii a adversarului, care să fie, ca să spun așa, pus în evidență de înaintarea unui pion de-al meu pe linia 6 sau pe linia 3. Următorul exemplu, vă dați seama imediat din următoarele exemple care le dezbat. Deci, suntem în această poziție, cine e la mutare? Albul e la mutare, da? Să analizăm poziția un pic, o analizez eu pentru dumneavoastră, ca să știm cu ce se papă această poziție. Siguranța regilor. Regele alb iese din discuție, nu se pune problema siguranței lui, că este foarte, foarte sigur. Regele negru, în schimb, veți vedea că începe să sufere un pic de ataca pieselor albe după următoarea mutare. Din punct de vedere material, armatele sunt egale și albul, prin următoarea mutare, își împlântă pur și simplu un cui la G6 și joacă G5-G6. Încă o dată, apariția unui pion advers pe linia 6, de exemplu, când joci cu piesele negre, trebuie tot timpul să-ți ridice probleme de siguranță a ultimei linii. G5. Deci, vreau să înțelegeți, nu rezolv nimic cu acest G5 pe F6, pentru că pur și simplu negru îți bate cu calul și să zicem că joci aici turn G1, ca să zici, mamă, păi profit cu tempo de coloana mea semideschisă și ameninți dama ea pe F6. Negru se apără foarte simplu și ușor, putem spune, cu dama E7. Deci nu ai ce să-i faci la domnul rege negru, da? În schimb, această mutare efectuată de către, la revedere, Luca, te pup, pa, antrenament plăcut la șah, la fotbal, pa. În schimb, această mutare G5-G6 îl pune, îl aduce pe regele negru sub atac. În primul rând, trebuie să parez dama ea pe H7, da? Și practic mutarea următoare este aproape forțată, H7-H6. Foarte greșit pentru tine cu negru ar fi să joci H7 pe G6. Pentru că, uitându-ne pe toată tabla, se observă cu ușurință că albul are și un nebun la B1, să nu uităm de el, deși stă puțin retras și chipurile departe de zona de luptă, F5 pe G6 și pionul meu din G6 este apărat de acest nebun îndepărtat. Și acum urmează sec, damă H7 șac, damă H8, după rege E7, turne 1, bye bye. Deci încă o dată, negru la G5-G6 este silit să răspundă cu H6. Și te întreb bine, bine, și cum continuă atacul? Păi, în primul rând, ocupăm coloana liberă E, turn E1. Da? Damă de 8. Damă E4. Coloana complet în stăpânirea albului. Dar stai că este totuși ciudat aici. De ce? Ia lămuriți-mă și pe mine, de ce eu cu negru nu joc aici turne 2? Puf, 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 puf. Mihai și Sofie, de ce mutarea asta este greșită?
cred că dacă joci turnul de la D2 la E2, eu cu albul sunt capabil să joc turn D1. Deci nu să schimb turnurile. Să joc turn D1 și până la urmă tot să pun stăpânire pe o coloană deschisă. De exemplu, calce 7, să joc damă de 4. Da. Da, și tot cu avantaj pentru alb este poziția asta, deși totuși eu aici cu negru aș fi optat pentru turn E2. Deci încă o dată, negru cedează coloana E și joacă damă de 8 și după damă E4 să vedem calce 7. Deci damă E4, ce amenințare are Mihai? Se vede clar, da? Damă E8, șah și mat. Deci încă o dată, în acest moment ultima linie neagră este foarte, foarte slăbită. Pentru că regele negru este țintuit practic de pionul din G6 pe ultima linie, da? Și practic eu aici, să zicem că fac o mutare de genul A5, un random move, șah și mat. Vede toată lumea, da? Și atunci pentru negru aici se pune problema cum mă apăr de acel damă E8. Și am două soluții. Rege F8 sau calce 7. În partidă a jucat normal calce 7. De ce? La rege F8 apare acest damă E6 la orizont. Uit. Și vai, vai. Ce te faci? Că nu prea ai răspunsuri la această mutare, da? Nu poți para matul la F7. Da? Și în partidă a jucat acest calce 7 care, scuze, nu rege pe 8, calce 7 care oprește incursiunea damei albe atât pe câmpul E6 cât și pe câmpul E8, cel puțin la prima vedere. Dar între ele două ce alt câmp mai există? Damă E7, nu? Și aici după turn de 7, damă ia pe de 8, turn ia pe de 8, intră porcușorul pe linia 7. Și spre deosebire de porcușorul negru, care este blocat, bună Teo, bine că ai intrat și tu, ce mă bucur, am 3 elevi. Foarte, foarte bine. Hai că numai ce am început lecția. De fapt, eu am început ca acum o oră și ceva, dar cei trei care sunteți acum prezenți ați intrat toți la ora 5, da? Deci dezbatem. Am început lecția de astăzi cu slăbiciunea ultimei linii accentuată de prezența unui pion pe linia 6 dacă e alb sau pe linia 3 dacă e negru. Deci turnul 7, spre deosebire de turnul negru care este săracul blocat pe ultima linie pentru a apara matul, da? Turnul alb își face de cap. Și aici după acest cal de 5 turn A7, domnul turn începe pe pic. Calia pe H3, A4, pentru a rupe acest mini lanț negru. Forțat bați, turnea pe A4, turn C8, nu ți-l dau, stai cu minte că ți-l iau, cal pe 4 și după nebunea pe C4, șah, rege pe 8, rege pe 1, ăsta săracu i-a jucat H5, zice, hai că asta e singura mea șansă, am și eu un pion liber. Deci în acest moment putem spune că negru n-ar avea decât un pion în minus, dar practic cu acest H6, H5 care este un fel de mutare de disperare, negru mai pierde și pionul H5. După nebuna 2, îți dau un cal, calul trebuie să fugă, bye bye pion. La păpic de turn. Și după turn B8, trebuie normal că trebuie să fim atenți și la amenințările negrului, care îmi amenință pionul din B2, da? Dar albul nu doarme în păpuci. B4, turn C8, rege C2, da?
Nu pot să bat la B4 cu calul, că acest turn al meu este în continuare la H4, turn A8, rege ia pe D3, turn ia pe A2, negru intră cu cea mai mare plăcere în acest final, în care are 2 pioni în plus. 2 pioni în plus și liberi. Turn ia pe H5 și aici, dându-se seama de inutilitatea luptei, negru cedează. Următorul exemplu de exploatare a ultimei linii la adversar. Funcție de ce am învățat până acum, albul este la mutare, ne trebuie un pion pe linia 6, da? Și jucăm mutarea foarte evidentă și simplă, F5, F6. Analizând puțin poziția aici, pentru toți trei trebuie să înțelegeți un lucru. Trebuie tot timpul să fim atenți și la porcușorul ăsta mare negru pe linia a doua și porcușorul ăsta mai mic tot negru, tot pe linia a doua. Deci, practic, într-un fel, dama asta, în acest moment, noi trebuie să o folosim ca piesă și de atac și de apărare. Cel mai mișto rol pe care poate să-l aibă pe o piesă într-o partidă, să fie și de atac și de apărare. Deci această damă este angrenată în apărarea matului de la G2, dar este angrenată în același timp și în atacul regelui advers. Și aici, practic, după acest F5, F6, șah, care aruncă regele pe ultima linie, de fapt îl aruncă forțat la G8, să țineți minte. Pentru că dacă faci greșeală aici să joci rege H8, iei mat mult mai rapid după turn de 8. La revedere. Da? Nu poți să bască și matia dacă vii cumva cu damă C5, chipurile să te ape, îți joc damă, să zicem, H6 și cedezi. Da? Damă C7 șah, rege H1, îmi bas turnul cu orice, îți dau mat la G7, turn G8, tot damă G7, la revedere. Da? Deci, revenind la partidă, ce vreau eu să înțelegeți, după acest F5, F6, regele negru este forțat să vină la G8. Da? Da, albul continuă. Tot joacă turn de 8. Care e micul plus pentru negru jucând rege G8? Este că regele nu mai este chiar la mama naibii acolo, în colțul tablei. Și pot să joc cu negru în apărare damă B6. Deci, încă o dată, să înțelegem amenințările. Îți joc aici, să zicem, A5. Mat în două mutări, da? Mate. Și acum înțelegem această mutare, damă B6. Mai are într-adevăr, ca să spun așa, negru mat la D8? Nu. Dar unde l-ar? Ce ziceți? Și negru aici cedează. De ce cedează? Pentru că dama asta neagră e supraîncărcată. Deci, încă o dată, observați importanța acestui cui alb de la F6, care ia regelui negru câmpul G7 și E7. Da? Deci, acest cui de la F6 astupă ferestrele de ieșire a regelui negru de pe ultima linie. Și dama neagră în acest moment este supraîncărcată. De aceea albul își permite acest damă C5 șah, pentru că dama trebuie să apere și câmpul D8, de matul turnului. Da? Și practic aici, deci încă o dată, joci rege 8 și mat aici. Mate. Da? Joci rege G8, îți bat dama și pe urmă iar îți dau mat. Da? Iar dacă bați dama, urmează așa cum am zis, turn de 8. Mate. Următorul exemplu. Din nou, cine din nou ce? Albul este la mutare,
Uite ce poziție simpatică, complet egală, armata albă cu cea neagră, dar albul fiind la mutare, imediat își face rost de un pion alb propriu la G6, adică pe linia 6 cu această mutare simplă, dama G6. A, nu, bate întâi, scuze, ia uite ce tântălău sunt. Ha! Da, scuze. Vedeți ce înseamnă să... eu mă gândeam că joacă direct dama G6, dar cred că și dama G6 merge. Ce, dacă joc dama G6, ce are? Și bate și bate. Și după rege G8, atunci să joc turna 7. Da, hai să trecem înapoi la partidă. Deci turnea pe A7, îi joacă direct, nu dama G6, are în plan dama G6 pe unul. Deci turnea pe A7 și negru își dă seama de ce, că nu poate să bată la A7, da? Pentru că e mat, da? După dama G6. Bat, bat și mat. Mate. Da? Și în partidă joacă, deci turnea pe A7, recunosc, da, turnea pe A7 este superioară mutării dama G6, pentru că una ți-a un pion degeaba și ți-a meni și dama ia pe G7, mat, da? Deci negru aici joacă turn G8. Și acum ai dreptate, aveți dreptate, scuze, joacă dama G6. Trebuie să bați, că dama neagră este neapărată. Și problema pentru alb este cu ce pion bate acea damă. Cu pionul F5 sau cu pionul H5. Ca să fiu sigur că sunteți atenți și prezenți, vreau să vă cer o opinie. Cu ce bateți la G6? Cu H-ul sau cu F-ul? Întrebarea asta cu F-ul, zice Teo. Ceilalți doi, Sofi și Mihai, Sofi zice cu H-ul. Și Mihai zice cu H-ul. Corect, Sofi și Mihai. Deși este într-adevăr ciudat, și eu într-un fel îți înțeleg tău, ca să spun așa, alegerea ta, pentru că zici că vei scăpa de cei doi pioni dubli, da? Și din două insule de pioni îți faci doar una singură și scapi de pionii dubli. Dar când bați cu F-ul și rege H8, te rog să mă crezi, Teo, că n-ai la dispoziție nicio spargere de pioni. Nu poți să spargi nimic aici. În poziția aceasta, negru, deși are un pion în minus, rezistă. Mutarea corectă este mutarea aleasă de către Sofi și Mihai, cu H-ul. De ce este corect cu H-ul? Pentru că după rege H8, mutare forțată, albul are la dispoziție mutarea asta ucigătoare, F5, F6. După care, fără niciun fel de mustrare de conștiință, negru poate ceda. Deci, o spargere tematică de pion, dar relativ ușor de văzut. În momentul când îți dai seama că acest pion de la G7 este practic legat, deci nu poți să bați că ești mat într-o mutare. Mate. De aceea, Teo, înțelegi de ce nu este bine să bați cu F-ul? Pentru că n-ai ce să mai împingi la F6 să faci spargere. Da? Deci partida continuă așa. H, G6, scuze.
Rege H8 și F6. Turn B8. Da, asta înseamnă că dai un pion de la tată. Turnea pe G7, în acest moment albul are 2 pioni în plus. Negru zice, hai să-mi iau ceva înapoi. Albul zice, nu-ți dau nimic. Rege G8, două turnuri pe linia 7 și aici, practic, negru cedează. Pentru că ți-au intrat deja 2 porcușori pe linia a 7 și nu mai ai nicio șansă de supraviețuire. Ești, putem spune, bye-bye. Următorul exemplu. Bun. Uite că asta e o partidă care o făcut în prima oră. Hai să ne uităm acum să învățăm matul lui Vobal la cap, iar cu poziții tipice de mat. Matul lui Vukovici. Câte ceasul? Nu mai bine. Vai, ce bine mergem. Matul lui Vukovici, începem cu poziția finală. Este caracterizat acest mat de conlucrarea nemaipomenită între un turn, un cal și un pion propriu contra regelui advers. Asta este poziția finală de mat a lui Vukovici, după un maestru sârb care a patentat această poziție tipică. Deci, practic, albul la mutare îi dă turn pe șah, șah și mat. Turnul este apărat din spate de un coleg, în speță pionul din E6, iar rolul acestui cal se observă foarte clar, zic eu, pentru a acoperi câmpul E8 și G8. Deci asta este poziția finală și începem cu mai multe diagrame care culminează cu o ultimă diagramă test la această poziție tipică de mat. Deci, albul este la mutare. Vă fac o analiză simplă a poziției. Siguranța regilor. Regele negru este în pericol. Mare pericol. Nu a reușit să-și facă rocada, da? Se vede clar că este pe câmpul F8. Albul are infiltrat un porcușor pe linia 7 și un cal pe un câmp avampost la F6, fiind apărat din spate de o ancoră, în speță pionul din E5, da? Dar normal, negru zice, băi, da, la o adică poate ți-au dama asta și am un nebun în plus. Asta din punct de vedere material. Deci am și un nebun în plus, ba mai am și ceva pion, 2, 4, 6, 7, am un nebun și 3 pioni în plus. Deci dacă îți rezist atacului, te fac pateu. Albul este la mutare și dacă pui poziția asta pe calculator, o puneți, că sunteți mai mult, calculatorul zice așa, cea mai bună mutare a albului îl duce la avantaj decisiv, dar restul mutărilor pe care albul le-ar putea încerca în această poziție l-ar duce pe negru în avantaj decisiv. Ce vreau să spun? Că albul are o singură mutare, una singură, pentru a câștiga această partidă și pentru a nu o pierde. Amintindu-ne de poziția de dinainte, cum este poziția aia? Pion aici și turn aici, șahmat, nu? Dar nu pot să joc datorită acestui turn. Ce joacă albul aici? Foarte simplu, ia uitați-vă. Deci, încă o dată, nu cunoașteți poziția tipică de mat, este aproape imposibil să vedeți o astfel de mutare. Damă B4, șah. Foarte bine, Mihai, mă bucur. Deci, damă B4, ești forțat să bați, că dacă împiși C5, ți-l iau. Da? Și atunci ar fi mat. Dar după turnea pe B4, E6, spuneți-mi și mie cum parează domnul negru turn F7 șahmat.
doar să mai întârzie, să joace C5, da ți-l iau. Să joace turn B7, da ți-l iau. Să joace și turn H7, da ți-l iau. Și următoarea turn P7. Nebun, D6 e mat, da? Mate. Bun. Simpatic, da. Să ne uităm aici, din nou, cum ajungem la poziție tipică de mat a lui Vukovic. Din nou, nu cunoști, nu reușești. Ia uitați-vă, damă ia pe B4, pe G5, scuzați-mă. Mă uitam aici la ce a scris Mihai. Damă ia pe G5. Deci, în acest moment, armatele au suferit un dezechilibru pentru că albul pur și simplu i-a luat un nebun. Și practic ești forțat să bați dama aia. Dar după calf F6 șah, dacă te duci la H8, urmează turnea pe H7 mat. Mate. Apropo, cum se cheamă matul ăsta? Pattern. Thank you, thank you, Hana Saiz. Ăsta este matul arab, da? Și atunci negru silit de împrejurări ajunge la F8. Dar acum, pentru a construi poziția matului lui Vukovic, împinge albul E5, E6, da? Și din nou, turn F7 este imparabil. Doar poți să mai întârzi, da? Dar ți-l iau și urmează turn F7, șac și mat. Următorul exemplu. Din nou, cum își construiește domnul alb o poziție de mat aici? Deci, la prima vedere, Mihai, Sophie și Teo, ce Doamne iartă-mă de mat al lui Vukovic. Într-adevăr, am eu un pion la E6, dar cum Doamne iartă-mă să ajung cu un cal aici și cu un turn aici și regele negru să fie aici? Și uitați ce joacă albul aici. Turnea pe D6. Trebuie să-l bați, că ți-a luat o piesă, nu? Dacă nu-l bați, pierzi partida oricum. Dar urmează calf F6 șah. Încă o dată observați importanța mutărilor forțate, da? N-ai decât un câmp, rege H8, și acum urmează eliberarea coloanei H cu tempo, nebun G7. Rege G7, turnea pe H7 cu șah, n-ai decât rege F8, mat. Mate. A înțeles toată lumea? Eu sper că da. Trecem la următorul. Cine e la mutare? Cine dă matul aici? Tot albul. Fiind la mutare, deja avem un pion la F7, dar pionul de la F7 nu este important în matul nostru, nu? Ba chiar ne împiedică. Pentru că eu practic aș vrea să nu am acest pion la F7 și să joc turn F7, șac și mat, da? Dar te gândești cum, Doamne iartă-mă, scap de acel pion? Pentru că regele negru este foarte bine ancorat pe câmpul F8 și nici nu vrea să plece de acolo, pentru că își dă seama că mi-ai transformat pionul din F7 în damă și ai scăpat de el și pe urmă ar fi posibil matul lui Vukovic. Din nou, nu cunoști poziția de mat, nu ești în stare să o dai. Nebun de 6 șah.
Și indiferent cu ce bați aici, cu nebunul sau cu pionul, da? În partida a bătut cu nebunul. Dama ia pe G7 șah. Șah dublu. Pot să scot și nebun dacă vreau, da? Că tot șah dublu este. Mat pe tablă. Mate. Următorul exemplu. Mihai, Sofie și Teo. Neclarități? Până acum. Vreau să văd niște nouri. Vă și verific. Ok, Mihai. Bun. Ok. Cine e la mutare aici? Albu. Sofie, uite, zice nou cu ambele litere mari. Albu la mutare dă matul lui Vukovic. Problema unde îl faci? Faci ce? Puf, 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 puf. Cal pe 6, dar care? Ia uite ce joacă, na. Deci, când vrei să dai matul lui Vukovic, foarte bine, da. Acest cal din E7, prin poziția lui existentă în acest moment pe tablă, mă incomodează complet. Deci, de aceea Albu aici sacrifică dama pe acest tur, numai și numai ca acest cal negru să părăsească linia 7. Deci dama ia pe C8 și după cal ia pe C8, acum într-adevăr merge cal F6, și merge oricare. Oricare dau, nu contează. Ori din E4, ori din F6, tot la un mat ne duce, da? Cal F6, GF6, cal F6, rege D8, turn D7, rege F8, ca să înțelege să ajungem la matul lui Vukovic, că de fapt asta facem, tur F7, da? Bun. Aici tot albul dă mat. În primul rând trebuie să scăpăm de acest cal, da? Ca să avem vreo șansă la matul lui Vukovic. Și pe urmă cred că trebuie să scăpăm și de acest nebun, care e foarte activ pe diagonala H1 A8. Corect, nebun ia pe D4. Și după ce ia pe D4, mai departe, Mihai, turnea pe F3. Da, Mihai? Ca să nu am... Foarte bine, Mihai. Deci, efectiv, elimin atât calul cât și nebunul negru. Amândouă piese negre se opuneau matului meu. Da? Și indiferent cu ce bat aici, să zicem că bat cu pionul sau cu turnul, îi dau acest cal C6 șah. Dacă se duce la A8, primește matul arab. Iar dacă se duce la C8, primește matul lui Vukovic. Noi alegem matul lui Vukovic, că asta dezbatem acum, da? Următorul exemplu mi-l faceți dumneavoastră, că este testul acestei poziții tipice de mat. Deci test matul lui Vukovic. Sunteți cu ce suntem aici? Cu alb. Cum dați matul lui Vukovic aici? Variantă forțată. Nebunea pe E5, turnea pe E5. Mai departe, Mihai. Nu vreau să le mut. Vreau să ți-o închipuiești în căpușor poziția. Deci încă o dată. Ai, îmi permis să-l fac săgeți. Nebunea pe E5, turnea pe E5. Deci au dispărut cei doi nebuni de pe tablă. Turn G7. Greșit. Îți iau dama. Îți iau dama, Teo. Dama G8. Foarte bine, Mihai. Dama G8, rege G8, cal F6, rege F8, turn F7 sau rege H8, turn H7. Foarte bine, foarte bine. Deci, Teo și Sofie. Șah,
Șah. Șah. Mart. Mate. Sau dacă aici să vine matul arab, da? Mate. Ce v-am spus eu și la celelalte maturi pattern? Nu vă speriați deloc de pozițiile test, pentru că într-un fel ele sunt puțin mai ușoare decât cele de dinaintea lor, pozițiile de dinaintea lor. Hai să învățăm acum matul lui Maiet, să nu faceți confuzie între acest mat și matul lui Morfi. La matul lui Morfi, matul se dă de către nebun în conlucrare cu turnul, aici se dă de către turn în conlucrare cu nebunul, da? Deci diferă piesa care dă mat. Deci asta este un fel de poziție finală a matului lui Morfi, în care albul dă mat într-o mutare cu acest turn de 8, șah și mat, da? Bun, și trecem la diferite exemple pentru a ne intra în sânge această poziție tipică de mat. Încă o dată, eu sper să nu vă plictisesc cu aceste poziții tipice de mat, pentru că importanța lor este foarte, foarte ridicată în pregătirea unui șahist. Cu cât cunoști mai multe poziții tipice de mat, cu atât el are posibilitatea de a da în poziții relativ complicate maturi pe tablă, da? Deci șanse ridicate de a câștiga o poziție complicată. Și prima poziție pe care doresc să vă prezint este această poziție în care este o poziție a lui Aaron Nimzowitsch, care joacă cu albul aici. Aaron Nimzowitsch a fost un mare maestru din anii 1920, deci din secolul trecut, începutul secolului trecut, un foarte, foarte puternic jucător de șah la vremea respectivă și un bun scriitor de asemenea de cărți de șah. Are o carte de șah pe care el a scris-o, care se cheamă Sistemul meu, care este practic menționată cam de toți marii maestri de top actuali când îi întreabă cineva ce cărți a studiat de șah. Cam toți răspund că au studiat Sistemul meu, care deși are la ora actuală niște idei puțin depășite, pentru că totuși timpul trece peste noi, ideile acolo sunt foarte valoroase și în ziua de azi. Deci revenind la partidă, albul speță Nimzowitsch aici, ultima mutare a negrului, cred că, nu cred, sunt sigur, a fost acest E6-E5, care are două scopuri. Îți atacă acest cal din D4 și își eliberează diagonala nebunului din C8. Din punct de vedere al siguranței regelui, regele alb imediat se pune la adăpost prin rocadă mare, pe când regelui negru îi trebuie cel puțin două mutări să scape de centrul tablei. Deci trebuie cu negru să scoți nebunul la E7 să faci rocadă mică. Cal C6 direct nu merge tău. Stai, lasă-mă pe mine că vreau să-ți explic. Să știi că aici este o poziție de jucător relativ puternic, cel puțin albul este foarte puternic, dar nu presupune variante forțate. Deci albul aici nu-și retrage acest cal și face rocadă mare, punând accent foarte, foarte mare pe dezvoltarea pieselor proprii. Pentru că, într-un fel, dacă stai să te uiți, avantajul de dezvoltare obținut de alb după această mutare este mai mult decât suficient pentru și compensează mai mult decât suficient pierderea unei piese albe care se realizează după E5 pe D4. În fond, această captură aici este chiar o greșeală.
acel cal nu trebuia bătut, pentru că după nebun ia pe de 4 și calce 6 și ajungem în poziția în care totul stă să explodeze. Acum Teo apare poziția în care albul în speță Nimțoviș va da matului mai pe tablă cu această mutare minunată, nebun F6. Ups. Deci nu numai că având o piesă în minus albu, aici mai sacrifică una numai și numai pentru a profita din plin de poziția expusă a regelui negru în centrul tablei. Și vreau să înțelegeți următorul lucru. Este foarte clar pentru toți, ca să spun așa, că acest nebun trebuie bătut. Da? Da? Deci să zice că joci nebune 7. Îți iau acest cal cu șah și îți dau mat așa. Ăsta nu e matul în mai. Vă arăt așa, da? Ăsta e... Ba da, e tot matul în mai. Scuzați-mă. E tot mat al lui Maet dat de turn pe ultima linie. Deci, efectiv, acest nebun trebuie bătut, pentru că amenis nebunea pe C6, damă de 8 mat, da? Din prima. Dar nu poți să-l bați cu pion. Da? Din nou, pentru că urmează nebunea pe C6, pe C6, damă de 8 mat. Mate. Și atunci, în partidă, negru l-a bătut cu... a bătut acel nebun cu dama. Foarte bine. Pentru a păstra... control, un ochi, cum s-ar spune, a damei negre asupra câmpului din de 8, da? Și zici, bine, bine, și cum continuă atacul aici cu albul? Nimțoviș își aduce ultima piesă care încă sfore în papuci, adică acest turn din H1, și joacă turnă 1 cu șah, ceea ce îl obligă pe domnul negru la un singur răspuns posibil, viabil cât de cât, nebune 7. Nebune 6 nu este bun pentru că primești mat într-o mutare. Mate. Da? Și în partidă negru joacă nebune 7. Urmează însă nebunea pe C6, îndepărtarea unei piese foarte, foarte importante a negrului din apărare, și este clar aici că după B ia pe C6 urmează damă de 8, mate. Nebunul fiind apărat, dar negru zice lasă-mă în pace că mut regele la F8 și tot am o piesă în plus, dar din nou urmează matul lui mate. Damă de 8, nebunea pe de 8, turne 8 mat, mate. Da? Simpatic, acest final de partidă este într-un fel foarte util pentru un începător dacă reușește să acopere toate variantele posibile la un moment dat în partida respectivă, da? Următorul exemplu. Cine dă matul aici? Tot albul. Cum dăm matul aici? Cu ce îl dăm? Cu ce îl dăm? Cu ce îl dăm? Cu ce îl dăm? Cu turnul. În primul rând, zici, cum, Doamne, iartă-mă să dau cu turnul mat la E8 când am două piese albe pe aceeași coloană? Asta înseamnă că trebuie să scap cu tempo de ele, da? Toată lumea e de acord. Cum scap de cal? Cal G6. Ia-mi-l tu cu ce vrei. Șah. Deci, și încă o dată, importanța variantelor forțate. Cal G6, șah. Este clar că acel cal trebuie bătut. Da? Pentru că dacă te duci la G8 primești mat într-o mutare, damă E8, șah și mat. Dar indiferent cu ce bați acel cal, în partidă l-a bătut cu H-ul, acum albul are posibilitatea realizării matului lui Maet ăsta sau Maet, habar n-am, nici nu știu cum se citește. Deci atragem domnul rege negru pe un câmp unde poate primi șah dublu. I-am dat șah dublu
și de la nebun și de la tur, n-ai decât rege pe 8, matulu maet. Maet. Sau maet. Maet. Următorul exemplu. Precis tot albul de aici, da, da, da. Deși nu e test ăsta, ia, vreau să-mi dați o idee pentru a realiza matul lui Maet aici. Cum dați matul lui Maet aici? Deci, de la mine putere, practic vă bag două teste. Diagrama asta și ultima diagramă. Cum dă aici albul mat pe domnul rege negru? Atenție, dacă negru este la mutare, face rocadă, mi-a zburat, ca să spun așa, pasărea din cuib, mai pun mâna pe ea la primăvară și suntem debii la mijlocul toamnei. Cum dă aici albul șah și mat regelui negru? Funcție de toate diagramele, nu multe, într-adevăr, damă de 8 și după damă ia pe de 8. Nu e bine, Mihai. Deci damă de 8, damă de 8, turn de 8, rege de 8. Bye, bye. Nu reușesc să dai niciun mat. Deci, practic, prima idee, Mihai, care ți-o vreau să te ajut, deflectează dama de pe... Încearcă cu o mutare să deflectezi dama de pe diagonala a 5 de 8. Nebun ce 6, foarte bine, Teo. Foarte bine. Deci, acest nebun ce 6 este mutarea corectă aici, pentru că, într-adevăr, dacă bați cu dama, acum îți dau mat. Mate. Nebunul ăsta fiind legat. Foarte bine. Dar aici negru vede și el și joacă rege F8. Mai departe, mai departe, scrie în carte. Mat în una, în trei mutări maxim. Legat de faptul că acum albul are un nebun nemaipomenit la C6. Damă de 8. Foarte bine, Mihai. Deci acum acest damă de 8 este decisiv, pentru că dacă bați cu nebunul ești mat într-o mutare, iar când bați cu dama, îți bat cu turnul, din nou nebun de 8 și turn de 8 se termină cu mat pe tablă. Poziția de final este puțin și haioasă, pentru că la o adică domnul negru are 3 piese ușoare în plus. Următorul exemplu, din nou aici cine dă matul? Albul. Aici avem de a face cu o poziție foarte, foarte complexă. De ce? Pentru că din punct de vedere material, negru are o damă. Opsa! Are o damă pe un nebun ușor al nostru. Însă regele negru este în centrul tablei, da? Și trebuie neapărat să profităm la maxim de acest element nemaipomenit. Dar aici există o multitudine de variante, văd. Turn de 1, nu? Hai, Teo, ai dreptate. Ultima piesă adusă în joc, da? Turnul de la 1 la de 1. Corect. Și, practic, aici... Ce răspunsuri are domnul negru la dispoziție? Nebun de 6 nu-l are, că nebunul din E7 este legat total. Deci, aici, practic, ori fugi cu regele la E8, ori îmi bagi, ca să spun așa, nebunul în față. Ia să le luăm pe rând. Hai să zicem că negru mută nebun de 7. Hai să îl facem împreună pe ăsta. Nebun de 7, da?
Ce batem și cum batem. Deci batem în D7, îi dăm șah la C6. Adevărul aici este, avem o groază de variante pe care le putem juca. Turnea pe D7, zici tu, nu? Nu e bine. Eu cred că acest calia pe D7, dar nu e bine nici... Ba da, e bine. Nu, nu e bine nici asta. Înseamnă că trebuie să-i dăm șah la C6. Hai să ne gândim un pic. Să identificăm variantele forțate, da? Deci, cal C6... Rege C8, mamă câte sunt aici, puf puf, este prea mare diferența de material și aici este clar că noi trebuie să-l dăm mat pe domnul rege, pentru că dacă nu-l dăm mat pe domnul rege, chiar dacă ne dă ceva material înapoi, negru s-ar putea să rămână în avantaj material să ne bată în final. Deci poziția asta trebuie într-un fel ori să-l dăm mat, ori să pentru a apara matul, negru să fie nevoit să dea și dama înapoi și tot. Pentru că din această poză de poziție, practic negru aici are o damă în plus. O damă pe un pion alb. Mă... Deci, ce jucăm aici? Hai să ne uităm mai atent. Cal C6. Da, cred că jucăm cal C6. Nici asta nu e. Hai că intrăm în criză de timp. Ce joc? A, simplu, nebunea pe 7 șah. Ce tântălău sunt, scuzați-mă. Și după calea pe E7, acum bat în D7 cu turnul. Da. Uite, vedeți ce înseamnă, inclusiv eu nu pot să, dacă nu mă uit la toate variantele și nu mă uit la toate variantele forțate, de fapt, pentru că asta este o variantă forțată. Acum la rege C8, el s-a dus la rege E8. Dar de ce nu s-a dus la C8? Pentru că ar fi mat în două mutări. Nebun B7 și mat așa. Mate. A, da. Deci în partidă s-a dus la E8. Dar și acum, cum îi dăm matul lui Maiet? Șah, corect. Și acum trebuie să te duci unde? Oriunde te duci, e mat. Dacă te duci la F8, îi dai șah și după rege G8, mat, cam baterie. Așa s-a întâmplat în partidă? Da, iar dacă... A, da. Iar dacă te duci la... D8, e mat așa. Din nou cu mate. Da, aici stați că sunt puțin confuz, inclusiv eu sunt confuz. Ăsta e matul lui Maiet? Mate. Da, e matul lui Maiet. Dar aici totuși e conlucrare între turn și cal decât între... E posibil ca matul lui Maiet să apară în variantele, în subvariantele care n-au fost jucate în partide. Deci așa s-a jucat această partidă. Dificil. Vai de fundul meu. Nu de-al vostru. Bun, hai să facem și testul lui Maiet.
Al doilea test pentru dumneavoastră. Cine dă matul un maiet aici negru? Oh. Întoarce tabla. Propuneți-mi o mutare pentru negru. Pentru a ajunge la matul lui maiet, siguranța regilor este, cel puțin la prima vedere, în regulă și totuși, datorită faptului că albul n-a reușit încă să scoate nebunul de la C1, nu are legătura între cele două turnuri, țineți cont de acest lucru. Armatele, albul are 2 pioni în plus, negru este însă la mutare. Ce ați juca aici cu negru? Propuneți-mi o mutare. Hai că e simplu asta. Mă uitai și eu. Deci cu lucrare turn nebun cu mat dat de nebun, de turn. Matul dat de nebun este la matul lui Morfi. Ce a jucat cu negru aici? Deci aveți, ca să spun așa, doi pioni minus, dar sunteți la mutare. Îmi mai bai o gură de suc. Puf, puf. Băi o gură de suc, mi-a prind o țigare, beau și o gură de cafea și dumneavoastră îmi dați răspunsul care este ăla, puf, puf. Cum vă construiți plasa de mat maiet aici? Hello! Niciunul dintre voi trei, Mihai, dă-mi o mutare, Teo, dă-mi o mutare, Sofie, dă-mi o mutare. Că intrăm în criză de timp să face ora 6. Mă mai auziți? Sau vorbesc singur ca televizorul? Dama, auziți? Dama e 2, cu ce idee? Dama e 2, nebune 3. Deci, Mihai, dama e 2, nebune 3. Da, dar nu știți ce să scrii pentru că nu vezi varianta, da? Bun, haideți să... Deci, construiți-vă un mat, poziția de mat. Nebun de 6 n-are nicio idee. Nebun de 6 cu ideea nebunea pe H2. Deci, Teo, tu propui nebun de 6, nebun H2, rege H2, damă pe 1. În primul rând, ăsta nu e mat. Nu? Deci, chiar dacă prin absurd te lasă albul să-ți faci de cap cu succesiunea asta de mutări, nu e mat. Într-adevăr, câștigi ceva material. Dar, de exemplu, la nebun de 6... El joacă în nebun E3. Foarte bine, Teo, nebun B4. Deci nebun B4. Să zicem eu joc dama 7. Sau dama C7. Mai departe. Păi ți-l iau, Teo. Corect. Da, mă, ia pe F1. Foarte bine. Da, Teo și Mihai. Foarte bine. Da, mă, F1. Rege F1. Turnea F1. Și acum, ca de încheiere, așa. Care considerați dumneavoastră că e cea mai bună mutare pentru alb? Hai, puneți-vă în papucii albului aici. Ca să scăpați de mat. Ce este forțat, practic, albul să joace aici? Pentru a prelungi agonia. Ca să spun așa. Nebun de 2 este o mutare, dar pierzi mai mult. Deci, Mihai, nebun de 2
și pierzi practic o damă întreagă, da? Dar bare dacă dai dama aia, dă-o și tu pe o figură ușoară. Mai simplu este nebun dama aia pe B4. Bare mai câștigi un nebun pe dama aia pe care o dai. Pentru că după dama B4, nebun B3 sau nebun C6. Da, uite, scuză-o. Ai luat și tu un nebun și un pion pe dama aia. Și negru nu mai are mat pentru că la acest, să zicem, turne 1, da, pot să joc nebune 3, da? Și am luat și eu, ți-am dat nou, mai păcălit de 9 puncte, dar ți-am luat și eu 4, da? Este ora 6 fix. Vă mulțumesc mult pentru prezență. Eu mâine am liber, fiind vineri. Dar eu sper să ne vedem în aceeași formație sâmbătă și duminică de la 5 la 6. Dacă puteți. Am înțeles, Mihai, de la tine că tu sâmbătă nu poți veni. Asta este. Dar poate poți eventual duminică. Sau dacă nu puteți intra nici sâmbătă, nici duminică, vă aștept luni de la 5 la 6. Iar dacă nu puteți intra nici luni, că într-un fel aveți și ore și aveți și școală, vă aștept normal marți și joi, de la 4 la 6. Hai. Vă doresc o seară plăcută. Atenție mare în ce cercuri vă plimbați, inclusiv de copii, datorită acestui virus, care văd că de la o zi la alta se extinde. Eu am mai dat sfatul ăsta și ieri lui Sophie. Hai, o seară plăcută. La revedere!